seara bună din Ardeal, bine v-am găsit aici la Radio TV Unirea, la prima emisiune după anul nou. La mulți ani în 2015 tuturor ascultătorilor care mi-au simțit lipsa de la emisiunea din Comorile Pământului. Sunt Gabriela Costescu în direct cu dumneavoastră. Bună seara, Adi Fermecătoru, bună seara, domnule Cezar, bine ai venit și tu, Alin, alături de mine, cu siguranță, auzindu-mi vocea și auzind despre ceea ce voi vorbi în această emisiune, cât mai mulți ascultători ne vor sta alături. Am ales pentru această seară să vorbim despre Marea Caraibilor, despre bariera de corali, despre America Centrală, Atlantic și, mai corect, denumirea de Caraibe, să vă spun multe despre ea. De ce nu vom poposi lângă bariera de corali, acolo unde albastru marin oceanic se pierde în seninul cerului austral, natura a ascultat în splendoarea sa forme unice de viață, spectaculoase, ce radiază în culori intense. E vorba de uimitoarele sisteme coraligene, recife de corali, ce formează un ecosistem extraordinar cu multe taine, ce încă așteaptă să fie descoperită. Marea barieră de corali poate fi considerată o cheie a supraviețuirii globale. O lume tăcută, dar care freamătă de viață. Un plămân al mediului marin, i-aș putea spune. Sanctuar de viață ce așteaptă să fie venerat și de către alte generații viitoare cu suflet albastru. Așadar, rămâneți alături de mine în această emisiune, pentru că vom asculta și muzică. Și pentru că am foarte mulți prieteni pe care i-am cunoscut de curând în Germania, locul în care am fost în vizită de sărbătorile de iarnă, vom asculta un cântec german și hai să vă fac o surpriză. Să fie pentru Adi Fermecătoru acest cântec extraordinar. Ascultătorii Radio TV Unirea care mi s-au alăturat adineauri, vreau să vă spun la mulți ani în 2015, mă bucur că sunteți alături de mine. Bună seara, domnule Florian, bună seara, Maria,
Bună seara și Eva, ție care de atâtea ori ți-am scris doar în fereastră și iată, acum este de acord să vorbim și în direct. La mulți ani tuturor celor care au intrat în anul 2015 cu bucuria pe față, iar cei care sunteți triști, cu siguranță vă veți deschide inima la această emisiune. Lasă grijile deoparte și vino să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea. O să vă duc în această emisiune în lumea subterană, pe fundul oceanelor și al mărilor, undeva în Marea Caraibelor. Vă vorbeam despre corali, vorbeam despre bucuria sufletului și inimii cu imaginile minunate din Marea Coralilor. Aici natura a binecuvântat apele cu o bogăție de animale și plante neîntâlnite altundeva. Marea Coralilor este prima din lume în ceea ce privește bogăția faunei și florei. Este a doua pe pământ ca întindere după Marea Tasmaniei. Adâncimea maximă se găsește în depresiunea Solomon și atinge 9140 de metri. În partea de vest a mării, de-a lungul litoralului australian, se întinde Marea Barieră de Corali, care a fost descoperită de James Cook în anul 1770, pe când vasul său Resolution a eșuat pe un banc de corali. Și unde, în altă parte, dacă nu în apropiere de locul unde se găsește astăzi orașul Rockhampton? Această barieră de corali, adevărată minune a naturii, se întinde din dreptul insulei Heron spre nord până în insula Murai din strâmtoarea Torres. Deoarece coralii nu se pot dezvolta în regiunile cu temperaturi mai coborâte de 20 de grade Celsius, nu s-au atins spre sud pe insula Heron, unde la nivelul tropicului de sud temperatura scade sub 20 de grade. Spre nord de insula Murei, coloniile de corale au fost împiedicate să se dezvolte în Marea Coralilor, din pricina apei dulci adusă de râurile din Noua Guinee. Fauna coraligenă nu poate supraviețui dincolo de zona de penetrație a razelor solare. Ea a putut să se dezvolte de-a lungul coastelor de nord-est a Australiei, tocmai pentru că acolo platforma continentală are o înclinație lină, fundul ajungând la adâncimea de 200 de metri. La jumătatea lungimii, marele zid de coral se apropie de țărm ca urmare a îngustării platformei continentale. Interminabil șir coraligen reprezintă, de fapt, o grădină zoologică submarină. În apele acestei mări se întâlnesc specii de pești sau alte animale cu înfățișarea unor plante, și plante care seamănă cu animalele. De-a lungul veacurilor, pe soclu continental puțin adânc, coralii s-au înmulțit mereu. Organismele noi crescând pe scheletul de calcar a celor morți, astfel întreaga îngrămădire compactă depășește grosimea de 250 de metri. O să vă spun multe lucruri și multe taine despre corali, însă aș dori să-l ascultăm pe Pepe Aguilar, un cântec foarte frumos pe care, iată, îl dăruiesc domnului Godja, care este pe recepție cu noi, prietenei mele Angela de la Sighișoara și colegilor mei care sunt cu urechile aici la radio și cu sufletul alături de mine. Așadar, Pepe Aguilar, Por Mujeres Como Tu.
acobardado y lo ha notado. Y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionada en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? En el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder. Mă bucur că pot să merg alături de dumneavoastră virtual într-o lume mirifică și anume aceea de barieră de corali. Marea barieră de corali este un recif, până la urmă, cel mai mare recif din lume, ce cuprinde 3.000 de recifuri și 300 de insule, care se întind de-a lungul la 2.600 km și acoperă o suprafață de 344.000 de kilometri. Reciful e situat în Marea Coralilor, în apropiere de coasta Queensland, în nord-estul Australiei. Atunci când încearcă să descrie universul recifelor de corali, cei care au avut șansa să-l exploreze folosesc întotdeauna un limbaj plin de culoare. Toți vorbesc despre magnifice grădini minerale populate cu creaturi stranii, cu forme și culori uimitoare, în care lupta pentru hrană și spațiu e intensă și continuă. Cunoaștem astăzi, datorită mijloacelor moderne de scufundare, infinit mai multe lucruri decât știa, de pildă, Charles Darwin. În linii mari știm cum trăiesc și cum se dezvoltă recifele, ce animale populează acest mediu, care sunt relațiile dintre ele și cine sunt prădătorii și prăzile. Cum funcționează în ansamblu întregul ecosistem
și mai ales am început să înțelegem extrema lui fragilitate, dar și pericolele care îl pândesc și îl pot distruge. Pentru un biolog, recifele de colar sunt adevărate laboratoare, în care se pot realiza cercetări științifice de o infinită varietate, iar pentru scufundătorul îndrăgostit de mediul submarin, reprezintă acea ultimă frontieră, un univers încă virgin care așteaptă să fie descoperit. Bineînțeles, toți cei care sunt interesați de aceste recife de coral și vor să facă scufundări, au și ocazia, dacă merg într-o excursie și în prețul călătoriei lor sau a șederilor acolo este inclusă și scufundarea. Foarte frumoase aceste recife de corali. Coralii eliberează un număr imens de celule reproducătoare, datorită cărora apele Oceanului Pacific devin de culoare roșie, într-un spectacol ce poate fi observat chiar din spațiu. Pentru că se întinde pe 2500 de kilometri în apele Australiei, e alcătuită în realitate cam de 3000 de recife individuale. Dar această minune a lumii naturale este grav amenințată. Dimensiunile Marii Bariere de Corali s-au redus la jumătate în ultimele 3 decenii din cauza acțiunii cumulate a mai multor factori: schimbări climatice, acidifierea apelor oceanului, poluarea și înmulțirea explosivă a unei specii prădătoare de stea de mare numită coroana de spini, care se hrănește cu corali. O să vă spun multe, multe, multe lucruri. Sunt și curioși prietenii mei. Bună seara, Carmen Chiorean de la Reghin, bine ai venit alături de mine. Bună seara și Mariana, iată și pe Corina alături de mine. Și pentru că v-ați alăturat mie în această emisiune, vă ofer Diana Ross și Lionel Richie, My Endless Love. Pentru că iarna este și ea un anotimp al iubirilor, iată acest cântec impresionat și dorit de mulți ascultători. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. You mean the world to me.
Ce poate fi mai sensibil decât dragostea mărturisită într-un cântec? Ce poate fi mai impresionant decât niște locuri mirifice vizitate împreună cu cel iubit? Dacă aveți ocazia să vă duceți iubita sau să mergeți împreună cu iubitul în Australia, iată, acolo a fost inaugurat un acvariu de cercetare capabil să simuleze încălzirea oceanelor și care va permite efectuarea studiilor asupra unor plăci care se numesc stele de mare, care sunt inamicii marii bariere de corali. Instituția poartă numele de National Sea Simulator, pe scurt Sea Sim, și a costat 35 de milioane de dolari australieni. Acvariul este situat în orașul Townsville, în nordul Australiei, iar ministrul industriei Kim Carr a participat la inaugurarea sa, aflând că este o armă vitală în lupta pentru protejarea recifului și a apelor teritoriale australiene. Institutul Australian de Științe Maritime, ce găzduiește SEA-SIM, afirmă că este cel mai inteligent acvariu din lume. Mike Hall, cercetător principal în cadrul Ames, afirmă că gama de tehnologii disponibile este uluitoare. Cu toții știți ce este acela un atol. Cei dintre dumneavoastră care nu știți, atolul este un inel de corali care se formează în jurul unei insule vulcanice. Reciful de coral crește doar în apele calde și poate fi găsit doar la tropice și la subtropice. Atolii apar în jurul lagunelor turcoaz și împreună cu recifurile în culori superbe și viața marină spectaculoasă, formează priveliște demnă de carte poștală. Tuvalu este o insulă localizată în Oceanul Pacific între Hawaii și Australia. După Vatican, Tuvalu este statul suveran cu cei mai puțini locuitori din lume, 4500. Din cauza distanței mari față de uscat, localitatea Tuvalu nu este o destinație prea populară printre turiști. Capitala, Funafuti, este un mic atol de corali cu o lățime ce variază între 20 și 400 de metri. Cu toții știți că atolul este faimos din două motive. El se numește atolul Bikini, cel din Oceanul Pacific, și este faimos pentru că costumele de baie Bikini au fost numite așa după atol în 1946. Atolul a fost locul în care au fost testate arme nucleare între 1946 și 1958. Localnicii au fost relocați din această cauză în alte insule. În prezent, aceste insule sunt destinație sigură pentru vizitat, iar radiațiile sunt mult mai mici decât în multe orașe mari din Europa. Solul conține nivele periculoase de materiale radioactive. Peștii sunt neafectați și se află aici în număr mare, deoarece aici pescuitul este interzis. Dacă vom călători aproape de Filipine, în reciful Tubataha, iată un loc de destinație pentru scufundări aici în Filipine. Reciful e format din doi atoli, cel de nord și cel de sud, separate de un canal adânc și lung de 8 km. Reciful a devenit un loc popular pentru scuba diving datorită pereților de coral care ascund cele mai frumoase specii de pești din lume. Reciful nu este locuit și este frecventat de pescari și scufundători. O să vă ofer un cântec al lui Marcel Pavel, Ești minunată. Iată, dedic acest cântec prietenilor mei care sunt pe pagina Radio TV Unirea și ascultă de acolo în direct această emisiune. Îl salut și pe domnul Viorel din Ashkelon, Israel. Bună seara, domnule, bine ați venit aici alături de mine. Bună seara tuturor celor care încă nu s-au arătat, dar cu siguranță nu va mai trece mult timp până își vor exprima curiozitatea în vreo întrebare pe fereastra Messenger. Marcel Pavel, ești minunată! Ce
vrea să spun când ești așa departe și mă trezesc mereu singur noapte. Îmi e dor de tine și visez clipa când vom fi doar tu și eu. Închid ochii și văd numai chipul tău. Poate că uneori nu știu cum e mai bine să-ți arăt ce simt eu pentru tine. Ți-aș da viața mea dacă o vrei, aș da totul, pot să-mi cer orice. Însă astăzi aș vrea să înțelegi de ce, când zâmbești din toată inima ești minunată, când ești tristă și-ți văd lacrima ești minunată. Nici nu știi ce mult am căutat, câte nopți la tine am visat. Poate că din eu te-am așteptat. Chiar de la început mi-ai fost atât de dragă, parcă te cunoșteam de viață întreagă. Ți-amintești că ți-am mai spus cândva, pentru tine eu aș face orice. Însă astăzi aș vrea să înțelegi de ce, când zâmbești din toată inima ești minunată, când ești tristă și-ți văd lacrima ești minunată. Nici nu știi ce mult am căutat, câte nopți la tine am visat. Poate că dintotdeauna eu te-am așteptat. Nici nu știi ce mult am căutat, câte nopți la tine am visat. Poate că dintotdeauna eu te-am așteptat. Poate că dintotdeauna eu te-am așteptat. Câțiva ascultători doresc să știe câteva din tainele Mării Caraibelor, care este o mare tropicală situată la extremitatea vestică a Oceanului Atlantic, mărginită la vest și sud de America Centrală și America de Sud. La nord este mărginită de lanțul de insule Antile și comunică cu Golful Mexic prin strâmtoarea Yucatan. Regiunea ocupată de mare, împreună cu insulele aflate în această
și zonele de coastă învecinate sunt cunoscute sub denumirea de Caraibe. Denumirea vine de la vechii locuitori a insulelor din această regiune numiți Caraibi, Caraibe fiind substantivul de gen feminin obținut prin declinarea cuvântului Caraibi, să-i spun, pentru că în limba română substantivul insulă este de gen feminin și de aceasta s-a ajuns la folosirea incorrectă a numelui acestei mări. Aș putea să vă spun, cercetătorii au analizat mineralele dintr-o cunoscută peșteră submarină de lângă Belize, numită gaura albastră. Au aflat astfel detalii importante care pot să explice misterul dispariției civilizației maiașe. Mineralele găsite acolo și în lagunele din apropiere arată că în perioada 800-900 era noastră a fost secetă puternică în această regiune. După ce ploile au revenit, maiașii s-au mutat spre nord, dar au dispărut din nou după câteva sute de ani, tot într-o perioadă de secetă. Alte studii anterioare au indicat seceta ca posibilă explicație pentru declinul și apoi dispariției culturii maia. Această cercetare confirmă teoria, aducând noi dovezi care le consideră coordonații, de exemplu dr. Andrei Droxler de la Universitatea Rice. Ce pot să vă spun despre civilizația maiașă, a înflorit între anii 300 și 700 era noastră în peninsula Yucatan, unde au fost foarte harnici, au construit piramide, au dezvoltat o scriere hieroglifică și au pus bazele unui calendar avansat. După anul 700, cultura maiașilor a început să decadă, lumea lor fiind cuprinsă de anarhie și război. Explicațiile pentru decădere ar fi numeroase, dar în ultimii ani tot mai mulți istorici cred că de vină a fost seceta. Prima secetă a venit în anul 2012, în urma analizării unei stalagmite dintr-o peșteră din Belize. Este dovada care prezintă semnele unei scăderi drastice a precipitațiilor. Cercetătorii cred că în această perioadă musonul nu mai trecea prin zona peninsulei Yucatan, aducând astfel seceta. Acum, mostrele preluate de cercetători din sedimentele de la gaura albastră și din reciful romboid care înconjoară laguna Lighthouse, iată că au urmărit un raport de titaniu și aluminiu din aceste sedimente. O cantitate mare de titaniu înseamnă precipitații abundente, pentru că acest compus chimic se află pe rocile vulcanice din regiune, care în timpul ploilor ajung în râuri și apoi în ocean. Astfel, în perioada 1000 era noastră, au avut loc două cicloane tropicale de 20 de ani, iar fenomenul se repetă în anul 1100, când a avut loc prima glaciațiune și a fost o perioadă de secetă în regiunea Yucatan. În acest moment decade orașul Chichen Itza din Mexic, ultimul refugiu al culturii maia. Seceta a însemnat foamete, dar și tulburări sociale, revolte și războaie pentru resurse. Cam aceasta ar fi istoria din insule și, bineînțeles, curiozitatea dumneavoastră satisfăcută. Iată Lionel Richie, Angel. All the things you are and all the things you mean to me. When I find myself believing there's no place to go. When I feel the loneliness inside my heart, you're the answer.
Tot am făcut o introducere atât de amplă despre marea barieră de corali și de tainele pe care le păstrează acești corali pe fundul mării. Vreau să vă vorbesc câteva cuvinte despre bijuteriile care se confecționează din corali. Fiind o substanță dură calcaroasă formată din scheletul secretat de familiile de cele enterate, care trăiesc pe fundul mărilor la adâncimi de 300 de metri. În ce privește etimologia numelui, etimologii nu au prea căzut de acord. Unii susțin că numele provine de la grecescul coralion, care definește scheletul calcaros al animalelor colarifere. Alții cred că denumirea derivă de la ebraicul goral, o piatră mică folosită pentru delimitarea terenurilor. Originea coralului este explicată în mitologia greacă, în povestea lui Perseus, după ce a pietrificat-o pe Cestus, monstru mărilor ce o amenința pe Andromeda, Perseus a așezat capul meduzei pe mal, pentru a se spăla pe mâini. Atunci când a ridicat capul, a observat că sângele ei transformase algele în coral roșu. Aceasta este legenda. Calitatea și valoarea pe care are coralul este însă mult mai mare. Pentru fabricarea ornamentelor de bijuterii se utilizează coralii precum Corallium rubrum sau Corallium japonicum. Datorită poluării, corallii sunt amenințați de a fi pe cale de dispariție, ceea ce înseamnă că un coral de calitate este din ce în ce mai rar. Cei mai buni corali sunt în general considerați cei de culoare roșu intens. La fel de frumoase sunt și variatele nuanțele alb, pielea îngerului sau roz. Coralul se taie sub formă carbocion sau mărgele. Imitațiile coralului pot fi scoica sau oul scolorate. Scheletul dur al coralului este mat în mod natural, dar poate fi polisat până devine foarte strălucitor. Bijuteriile cu ornamente din coral trebuie să fie depozitate în loc sigur, iar din când în când trebuie curățată cu un material textil foarte moale. Dacă suprafața coralului se zgârie, acesta se poate polisa la bijutier. Cel mai prețios coral are o duritate de 3,5 pe scara Mohs și din acest motiv bijuteriile cu coral trebuie depozitate separat. Asta este un lucru interesant pentru că, iată, energiile pietrelor, cum vă spuneam, au anume însemnătate, dar iată că și duritatea acestei bijuterii din coral
este foarte, foarte importantă. Viețuitoarele recifurilor de corali sunt pictate în nuanțe surprinzător de verde, albastru, galben și roșii. Oamenii de știință învață să descifreze mesajele transmise de aceste culori și să le perceapă, așa cum o fac peștii. Este foarte greu, pentru că trebuie să fii pește, să-ți dai seama ce înseamnă o nuanță dintr-o culoare. Dacă priviți nuanțele vii de galben și albastru și răsucirile bizare a unui singur pește înger imperial, vă veți da seama de capriciile evoluției. Explorați locuința din reciful luxuriant de coral și în curând simțurile vă vor fi copleșite, asaltate de culori și modele ce variază de la sublim la țipător. Recifele de coral sunt fără îndoială cele mai colorate locuri de pe pământ. Oare de ce? Aceasta este marea întrebare. Și am să vă răspund de ce, doar după ce vom asculta un cântec frumos, When Your Heart Speak. Formația Fortunes, să fie pentru prietena mea Carmen de la Reghin și pentru domnul din Israel, domnul Viorel. Audiție plăcută! You're
pentru cei dintre dumneavoastră care iubiți destinațiile de vis în călătorii, veți putea cu siguranță vizita recife de corali dacă mergeți în locurile despre care v-am povestit. Și de ce sunt cele mai colorate locuri de pe pământ? Aceasta era întrebarea. Oamenii de știință au descoperit rolul jucat de culori în selecția sexuală și în avertizarea asupra pericolului. Dar numai cam în ultimul deceniu au început să înțeleagă cum lungimea de undă a luminii, deci a culorilor, apar la diferite adâncimi și cum ochii diverselor vietăți marine percep această lumină și se văd unele pe altele. Pentru a mă documenta asupra felului cum animalele de recif folosesc culorile, m-am consultat cu un fotograf pe nume Tim Laman, care a fost în largul coastelor din Fiji și Indonezia. Dincolo de recifele de pe glob, unde apele sunt întunecate sau tulburi, majoritatea viețuitoarelor folosesc mijloace non-vizuale de comunicare, cum ar fi mirosul, gustul, simțul tactil sau sunetul. Dar în apele limpezi, luminate de soare, ale recifelor de corali, lumina abundă, vederea predomină și animalele, atât cu vedere cât și fără, se înveșmântează în culori strălucitoare, nu numai pentru a-și atrage partenerii sau a-și amenința dușmanii, dar și pentru a-și face reclamă, pentru a scăpa de prădători, a prinde prada sau chiar pentru a se ascunde. Am studiat sistemele de recife sănătoase din Fiji pe National Geographic, iar aș putea spune că dacă plutești la 25 de metri adâncime și vă îndreptați o lanternă spre un petic de recif, dezvăluiți nuanțe vii de roșu pe ramurile coralului. Când atingeți lumina artificială, se vede reciful mai aproape de cum îl văd peștii. E o lume diferită. În fața ochilor îți apar nuanțe de albastru deschis, verde, violet și galben. Roșul nu mai e vizibil, lungimea sa de undă mai mare este absorbită de moleculele de apă și de resturi. Pigmenții roșii ai animalelor marine pot funcționa ca gri sau negru în adâncime. Putem afla multe despre galbenul și albastrul ce domină atât de mult garderoba peștilor de recif și fac din ei valoroase trofee pentru colecționari. Justin Marshall de la Universitatea Queensland, Australia, George Lozzi de la Universitatea din Hawaii și colegii lui studiază ochii peștilor, folosind o tehnică numită microspectrofotometrie. Au analizat pigmenții vizuali și fotosensibilitatea ochilor diferiți la pești din recif pentru a stabili cum și ce văd peștii. Au măsurat și lungimea de undă a luminii reflectate în larg pe forma recifului pentru a calcula culoarea medie a acestuia. În lumina naturală, nuanța de galben și albastru ce împodobește mulți pești domnișoară, pești buzați sau pești îngeri, se confundă perfect cu fundalul mediu al recifului, asigurându-le camuflaj împotriva prădătorilor. Am să vă spun ce am văzut eu în niște fotografii unde am fost martora unui fenomen impresionant, însă toate acestea după ce vă voi mai antrena puțin la muzică și vom asculta Franz Lang, Einer Jodler. Veți asculta un jodler impresionant din Germania, sper din tot sufletul să vă placă. Și apoi vom continua ideea despre minunatele culori din recifele de corali. Einen Jodler höre ich gern aus der Nähe und von der Fern, mit der Liebe im Herzen bringt, singt in jede Sängerin. Darum zieh ich jedes Jahr in die Berge, das ist klar. Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub
fantastic și impresionant fundul mării, recifele de corali. Bineînțeles că imaginile care se descriu în fața ochilor atunci când faci scufundări în apă sunt impresionante. Am avut ocazia să văd filmări, n-am reușit să fac și n-aș avea curajul să fac o scufundare, însă, așa cum vă spuneam, am fost martoră a unor fotografii ai fenomenului prin care pești viu colorați se ascund sub ochii tăi. În Indonezia, gazda celei mai mari diversități marine de pe pământ, într-un loc strâmb, chiar la sud de Sulawesi, bancuri de pești colorați înodau pe fundalul unui colaj de nevertebrate neliniștite încrustate în recif. Cu asemenea risipă de modele și culori, nici o viețuitoare nu ieșea în evidență. De aproape, peștii îngeri regali scânteau cu benzi stridente de galben, violet și alb. Studiile recente arată că atunci când regalii înoată în fundalul recifului, benzile lor contrastante se contopesc cu mintea prădătorului. Potrivit biologului marin Gil Rosenthal, când un pește din recif se îndepărtează, distanța și mișcarea pot face dificile percepția detaliilor fine de prădători și capacitatea de a distinge conturul situat aproape de culorile contrastante. De la distanță, deci, petele și dungile se contopesc, ajutând peștii ce staționează să se confunde cu fundalul recifului și cu oceanul. Marele Sulawesi, marea aceasta bogată în cefalopode, caracatiță, calamar și sepi, înzestrată cu cele mai mari creiere și cele mai mari schimbări de culori din toate nevertebratele, iată am ajuns să aflăm foarte bine despre o anume caracatiță, care își petrece zilele deplasându-se sistematic de la o stâncă la alta, căutând prada cu capetele brațelor șerpuitoare vârâte adânc în crăpăturile coralilor. Chiar înainte de a sălta spre un nou loc, se întunecă, cu excepția unei proeminențe dungi albe, apoi se izbește de sol cu brațele întinse, iar membrana dintre ele blochează locuri de evadare a micilor vietăți, ca și crabii sihastru pe care îi prinde sub corpul ei. Membrana îi devine apoi de un alb foarte transparent. Pentru noi și probabil pentru prada captivă, aceste petice albe arătau ca niște ferestre luminoase pentru evadare. Aș crede că această acțiune de schimbare a culorii e un truc pentru a ademeni viețuitoare mici, chemuite de frică spre ferestre și astfel spre gura caracatiței. Cu siguranță, locurile impresionante unde recifele de corali se găsesc, mai sunt și atolul Atutaki, care este format dintr-un mare număr de insulițe vulcanice și coral care înconjoară o lagună triunghiulară. Laguna și insulițele îți taie răsuflarea prin frumusețea lor. Clasica vedere poștală cu mic palmier aflat pe o insulă tropicală, ape turcoaz, coral sau pești tropical, poate fi găsită aici. Într-adevăr, cea mai populară atracție este Tapoetai, insula Un Picior, o insuliță aflată în partea de sud-est a lagunei. În anul 2006, Aitutaki a fost locația folosită în reality show-ul de mare succes din America, Survivor, Cook Islands. Iată, și Maldive a fost de asemenea un loc impresionant. Micuța Maldive se află în mijlocul Oceanului Indian. E formată din 1200 de insule de coral grupate în 26 de atoli. Cel mai înalt punct din Maldive ajunge până la 2 metri. Aici atolii sunt recifuri aflate la sute de kilometri distanță de orice suprafață de pământ. Apele sunt foarte clare și se pot observa rechini, mantarais, pești și câteva nave abandonate chiar pe fundul oceanului. Locurile sunt impresionante. Și impresionant va fi și următorul cântec de la Tirol, das Jodlen, audiție plăcută. Zu Tirol gehört das Jodeln, wie die Butter auf das Brot. Holla rei, diare la rei, dila no ro. Holla rei, diare la rei, dila no ro. Wenn man jodelt,
ist im Leben auch das Schlimmste gleich im Lot. Leider kann nicht jeder jodeln, doch es wär ein jeder froh. Drum leiten hört's jetzt zu, man jodelt so. Faimos reciful de coran, faimos oceanul, marea, splendoarea. Pentru că așa este și insula Carolina, Kiribati, descoperită de europeni în 1606, insula Carolina face parte din Republica Kiribati și are mai mult de 300 de ani de impact uman. Este unul din cele mai pustii locuri tropicale. E insula din apropierea insulei Flint, sunt cele mai bogate locuri în crab cocotier sau crabul nucă de cocos. Insula Carolina se ridică doar la 6 metri deasupra mării și există pericolul ca până în 2025 să fie înghițită de apele turcoaz. Ce să vă spun, și Tichenau face parte din arhipelagul Tuamotu și este un lanț de atoli care se întinde pe o zonă din Oceanul Pacific, de mărimea Europei de vest. Cu plaje întinse de nisip alb și roz, laguna are o varietate uimitoare de pești. Grupul de cercetători condus de Jean-Jacques Cousteau a ajuns la concluzia că aici se află cea mai mare concentrație de pești din Polinezia franceză. Bineînțeles, reciful de coral care se află aici este și el impresionant. Cu siguranță dumneavoastră veți putea afla mai multe, doar să, iată, să salut încă niște prieteni. Bună seara, Mihaela, bună seara, Paul, bună seara prietenilor mei de la Amberg și bună seara prietenilor mei din Elveția, noi prieteni pe care mi-am făcut. Cu siguranță, dumneavoastră, care sunteți în direct cu mine, îmi puneți, bineînțeles, întrebări de câte ori aveți nevoie, iar eu o să vă răspund la ele. Hai să știi cu Alexandra Ungureanu și Toni Poptămaș. Te-am văzut de dimineață răsărind în calea mea, printre gândurile toate, zâmbetul mă tulbura. Și ai apărut acolo ca o carte ce se deschidea. Mm-hmm.
m-ai atins cu o privire, încât nu mai respiram. Îmi doream să fiu același pe care îl cunoșteam, însă m-am pierdut cu totul în albastru când ochii ți citeam. Oh. Îmi doream în clipa aceea atât de mare să dansez cu tine în brațe până zilele vor fi. Tu să auzi cum inima te-mi bate tare, iar eu să-mi spun ce vrea să știi. Hai să știi. Noaptea când e lună plină, de ce spate zi senină, hai să știi. Și hai să știi. De ce vii în lumea mea ca-n val spre nisipul ce ardeam. Hai să știi. Pașii mei se întâlnire cu ai tăi de strada mea. Te-am îmbrățișat cu ochii și cu trupul ce plângea. Am știut că dansul care a început nu se va termina. Să mă țin la tine-n brațe toate zilele de-acum. Să aud un inima spate tare. Și ai să știi ce vreau să-ți spun. Ai să știi. Noaptea când e lună plină, de ce-ți pare zis de nină. Ai să știi. Și ai și vii în lumea mea ca un praz de nisipul ce ardea. Hai să știi. De ce nu avem putere treci între amă și miere. Hai să știi. Și hai să știi. De ce dansul ne mântea ca un foc nebun de roșu ce ardea. Hai să știi că suntem unul, hai să știi. Am vorbit despre lucruri mirifice. Iată, o să vă duc într-o călătorie în Edenul din Thailanda. Pe coasta Andaman din sudul Thailandei există un resort turistic protejat de stânci înalte de calcar și întinderi de apă transparentă. La marginea parcului natural Krabi, Raya Vade este o stațiune la fel de frumoasă precum paradisul natural în care este găzduită. Krabi este o provincie din sudul Thailandei, o fâșie de pământ dispusă pe coasta mării Andaman, la 800 de kilometri de capitala Bangkok. De o frumusețe naturală inestimabilă, zona e descrisă fără excepție ca unul din cele mai atrăgătoare puncte turistice ale țării. Un parc natural marin, plaje extrem de fine, numeroasele cascade și caverne care fac parte din potențialul natural al provinciei. Li se arătură peisajul punctat din loc în loc de stânci calcaroase și apa perfect transparentă pe toată lungimea coastei. Cu siguranță este locul în care cei care
doresc să viziteze locul și își aleg ca destinație de călătorie, nu pot să fie decât impresionați. Ce poți să-ți dorești mai mult decât să vezi o feerie, să descoperi un răsărit de soare aici, în Thailanda, și să ne scrii nouă, să ne spui ce momente ai trăit atunci când ai atins nisipul fin și firav și când ai intrat în apa mării transparentă și sticloasă. Este faimos și este impresionat. Și pentru că v-am promis și muzică foarte, foarte bună și frumoasă, iată Tony Pop Tămaș cu Desperado. O să-l ascultăm, după care o să vă dezvălui alte taine ale mărilor și ale insulelor. Shower, I was feeling down. I fell asleep, then I heard a voice. I saw her standing there. Well, I guess we had no choice. She said, "Sorry, sir, but you have to move your car." I was shocked at my thinking was, I wanna know who you are. Where were you? About you, where were you when my search was on? Where were you the time when I wanted to change my entire life? Where were you? I want you to be mine. In a hurry, she took me by surprise. Gentle kiss and I could see love in her eyes. I am yours now, please take me home with you. Feelings never lie, that's what I wanna do. And the people looked at us like we were from the moon. Cause I know they think that fools give their hearts too soon. Where were you? When I dreamed about you, where were you? When my search was on, where were you the time when I wanted to change my entire life? Where were you? I want you to be mine. Călătorie în Thailanda vă poate face nu doar curios, ci persistent în a afla ce înseamnă de fapt un regat al Thailandei, care în limba română este întâlnit și în formă numelui de Siam, pentru că este o țară în Asia de Sud-Est, învecinată cu Cambodgia, Golful Thailandez și Malaezia și cu Marea Andaman și Miramar de Vest. Capitala statului este, cum bine știe toată lumea, Bangkokul. Cuvântul Thai înseamnă liber în limba thailandeză. E de asemenea numele poporului thailandez. Fiind cunoscut și ca Siam, care a fost denumirea oficială până prin 1939, data la care a fost schimbată în Thailanda.
Originea Thailandei e legată în mod tradițional de existența regatului fondat în 1238, după care Marele Regat a luat ființă la mijlocul secolului XIV. Cultura thailandeză a fost influențată în cea mai mare parte de China și India. Contactul cu diverse puteri europene a început în secolul XVI. În ciuda presiunii continue, Thailanda este singura țară din sud-estul Asiei care nu a fost niciodată ocupată de vreo putere europeană. Totuși, influența vestului, inclusiv amenințarea cu forța, a condus la multe reforme în secolul XIX, concesii majore a intereselor mercantile britanice. De aceea, mulți istorici includ Thailanda în Imperiul Britanic neoficial. Calendarul oficial în Thailanda se bazează pe era budistă, care este cu 543 de ani înaintea calendarului vestic. De exemplu, anul 2000 al erei creștine este același cu anul 2543 a calendarului erei budiste. În 2004, coasta vestică a Thailandei a fost devastată de un val tsunami de 10 metri înălțime, ce a urmat cu tremurului din Oceanul Indian. Valul tsunami a provocat atunci 5.000 de victime în Thailanda, jumătate dintre acestea fiind turiști. Bineînțeles, știm cu toții toată această poveste, însă iată, avem religie națională care este budismul Theravada. Practicat de 90% din thailandezi, este influent semnificativ și deosebit de vizibil în existența oamenilor de rând. În ce privește personificarea lui Buddha, thailandezii au creat un tip uman deosebit care este considerat una din cele mai sugestive expresii ale artei asiatice. În ce privește ornamentele, acestea au copiat caracterul luxuriant al vegetației tropicale, contrar altor popoare budiste care au utilizat sculptura pentru a reprezenta legende sau mituri. Au folosit această artă numai pentru a-l personifica pe Buddha și pentru a împodobi monumentele religioase. În plus, în Thailanda, reprezentarea iluminatului este unică, prezentată adesea în stare de meditație profundă, cu fața senină, familiară, ca un nimb, cu urechea lungite în jos sau mărite, cu o urnă, un semn pe frunte reprezentând al treilea ochi al viziunii spirituale și cu ushihinsha, o pertuberanță cranială reprezentând cunoașterea. Locașele de cult din Thailanda se numesc Wat. Pentru a înțelege importanța Wat-ului și influența budismului în gândirea thailandeză, e necesară înțelegerea caracterului multifuncțional al mănăstirilor și cât de folositoare le sunt oamenilor de rând. Familiile din zonele rurale se simt în nesiguranță la gândul de a-și ține bunurile de valoare în casă. Prin urmare, îl roagă pe stareț să le depoziteze la mănăstire. Wat-ul depozitează documente și artefacte cu semnificație istorică, precum și numeroase reprezentări ale lui Buddha, folosite pentru venerare publică sau ca obiecte de meditație. Cei care călătoresc în Thailanda pot fi găzduiți peste noapte la mănăstiri, mai ales când vin la festivaluri. Copiii trimiși la școală la Bangkok le pot folosi pe post de cămine, dat fiind că părinții lor fac tot felul de donații. Băieții ajută călugării la treburile zilnice și se inițiază în tainele religiei budiste. Iată așadar, un loc de taină, un loc impresionant, un loc frumos, Thailanda. Și noi îl ascultăm pe Cătălin Crișan pe aleile din parc. Te aștept să apar din nou pe alei și mi-amintesc, iubita mea, de acele vise în calde seri. Nu voi uita din clipa când ne-am cunoscut, tot ce ne-am spus, tot am crezut. Un drum senin mi s-a deschis și încrezători noi am pornit pe aripi de vis. Natura-n floare ne zâmbea, tot universul ne aducea. În adierea vântului, speranța lui, pe cerul albastru infinit, când steaua nopții a răsărit. Și liniștea în jur s-a întins și parc un trec de o pace dulce a fost cuprins.
iar într-o seară n-a sfințit. Prieten bun ne-am despărțit, știind că într-o bună zi vom reveni, vom reveni. Din zborul lor doi corumpei coboară acum pe alei și-mi însoțesc cu glasul lor și pașii mei purtați de dor. Te aștept să apar din nou pe alei și mi-amintesc, iubita mea, de acele vise în galdeze. Nu voi uita, nu voi uita. Te port și astăzi în priviri și un vis frumos de împliniri. Îmi făuresc și-mi voi păstăra iubirea mea, iubita mea. Te port și astăzi în priviri și un vis frumos de împliniri. Îmi făuresc și-mi voi păstăra iubirea mea, iubita mea. Îmi făuresc și-mi voi păstăra iubita mea, dragostea mea. Câteva taine despre corali, mai ales despre coralul roșu, care se mai numește și piatra din grădina oceanului. Vechii egipteni puneau bucățele de coral în mormintele celor dragi ca formă de protecție împotriva spiritelor rele, pentru ca în credința lor fiecare bucățică de piatră semiprețioasă cuprindea cu adevărat o picătură de sânge divin. La greci, mitologia amintește de Perseu, care în luptă cu meduza i-ar fi tăiat capul, iar sângele scurs în mare s-ar fi solidificat sub formă de coral. În multe alte culturi au menționat sau folosit coralul în activitatea lor culturală ori religioasă. Există scrieri conform cărora se crede că în vechime și planeta Marte, datorită texturii și coloritului ei, ar fi fost alcătuită tot din coral. Deși se dezvoltă în adâncul oceanelor, coralul nu este o piatră semiprețioasă dură, ci mai degrabă casantă. Vă spuneam despre duritatea ei pe scara Mohs de 3 și structura cristalină triunghiulară. Din proprietățile mistice, din moment ce coralul e o piatră semiprețioasă cu origini organice, ea poate fi folosită pentru a ne reconecta cu natura și minunile ei care ne înconjoară. Coralul roșu, de exemplu, era considerat de indienii Pueblo drept piatra uneia din cele patru elemente. Printre triburile Hopi și Zuni, drumul vieții e simbolizat de cele patru elemente, prin care se numără coralul. Aceeași piatră e asociată cu liniștirea emoțiilor și reintroducerea păcii în sinele propriu. Ea ajută la dezvoltarea intuiției, imaginației și vizualizării. Despre coral se mai spune că unește misticul cu umanul, creând o punte care se lege cele două universuri, permițând oamenilor să acceadă dincolo de propria lor stare. Coralul se dezvoltă pe scheletele unor animale marine, precum polipi corali. Aceste mici creaturi își duc viața în colonii arborescente, care pe măsură ce cresc pot forma adevărați atoli. Majoritatea acestor corali, indiferent dacă sunt roz, albi sau albaștri, sunt formați din carbonat de calciu, în timp ce coralii negri sau aurii au la bază un material asemănător celui din coarnele animalelor, denumit conchiloină. Cea mai valoroasă varietate de coral este cea roșie, fiind folosită de mii de ani la realizarea de bijuterii spectaculoase. Însă materialul este deosebit de sensibil la factorii de mediu și la aciditate, așa că luciul dat inițial de bijutier e posibil să se piardă cu timpul.
cei dintre dumneavoastră care sunteți romantici, eu vă ofer Demis Roussis Romantica, iar dumneavoastră, în romantismul dumneavoastră, puteți cumpăra o bijuterie de coral iubitei sau soției. Ce poate fi mai fascinant decât un coral roșu ca bijuterie, dar are și proprietăți terapeutice. Simbolizează în multe culturi viața și energia sângelui. Coralul roșu închis a fost și uneori încă este folosit pentru încălzirea și stimularea fluxului sanguin, în timp ce
Varietatea roz ajută la reducerea armoniei în inimă. Formele albe sau roșii de coral erau considerate în trecut ca excelente adjuvante în tratarea bolilor mentale sau anemiei. Aceasta este de altfel și o piatră care poate fi folosită pentru regenerarea țesuturilor, dar și pentru întărirea sistemului circulator. Coralul are și o magie. Are capacitatea de a recepta energia, iar de-a lungul timpului a fost o piatră semiprețioasă asociată cu zeități precum Isis sau Venus. Se crede că are puteri de vindecare și reglare, poate asigura culturi bogate, oferă protecție, pace și înțelepciune. De-a lungul întregii istorii, coralul a fost folosit în nenumărate ritualuri magice, într-un număr semnificativ de culturi și temple, care erau adesea ridicate folosind pietre și, printre altele, pietre de coral. Totuși a existat și o anumită opoziție în a folosi coralul în ritualuri pentru că acesta nu este nici plantă, nici mineral. Dar practicanții magiei au o perspectivă unică asupra acestei probleme, considerând ca un material organic adus de valuri pe mal. Nu a rănit pe nimeni și nimic, deci este pur din punct de vedere magic. Însă numai aceea e și cazul pentru calul coralul recoltat în scop comercial și care este rupt și adunat din colonii încă în viață. Astfel, piatra semiprețioasă a devenit și un fel de amuletă protectoare împotriva demonilor, furiilor, altor creaturi invizibile. Unii cred chiar că poate proteja împotriva accidentelor, actelor de violență, otrăvirii, furturilor sau sterilității. Coralul în astrologie este asociat cu Venus, piatră legată de o lună anume, însă este recomandată nativilor din zodia peștilor, care dacă o visează se vor vindeca de boală. Coralul roșu mai este recomandat și zodiilor Scorpion și Capricorn. Influența chakrelor. Coralul roșu ar trebui folosit pentru prima chakră, a bazei în timp, pe cel negru funcționează, pe cea de-a treia chakra a plexului solar, iar cel roz are efect deasupra celei de-a patra chakre a inimii. Într-o altă emisiune v-am vorbit despre chakrele organismului, așadar sunt punctele noastre din corp care emit energii și le resimt. O să vă ofer Analesco, La La La, un cântec foarte frumos care mie îmi place tare mult și vi-l ofer și dumneavoastră. Thank you.
Mulțumesc tuturor prietenilor mei pentru aprecieri. Mulțumesc Adi Fermecătoru pentru aplauze, pentru îmbrățișări. Mulțumesc domnului Victor de la Buzău pentru faptul că se gândește de acum cam ce bijuterie să cumpere soției. Iată, inspirată din natură, după regula imaginației, cu un design original, folosind pietre naturale, semiprețioase, corali, ametist, turcoaze și altele, bijuteriile Naira sunt create unicat și în serie mică. De aceea puteți oferi iubitelor sau soțiilor astfel de bijuterii. Și bineînțeles, este la modă. Este la modă să ai bijuterii și ce femeie nu dorește să poarte o piatră de coral. Bineînțeles că accesoriile sunt cele mai importante, colierele de agate sau ametistele colier, de ce nu? Multi survite, de exemplu, colorate și care îți iau ochii, pietre naturale roz de apă dulce, perle nupțiale, brățări cu încuitoare magnetică. Foarte frumoase sunt apă, picătură de perlă și agate colier. Sunt diverse feluri de întuneric gri, cristal și nicăl gratuit. Bijuteriile de coral însă, coral abacus și red coral, iar multi suvite coralul verde, turcoaz și seturile de coliere pe elastic, brățări sunt fantastice. Noua formă de design a unei bijuterii dă o notă de eleganță femeilor, iar colierele și cerceile, brățările, inelele, pandantivele, toate sunt foarte importante pentru noi femeile, pentru că, iată, bijutierii au grijă să le facă într-un anume fel care să placă tuturor. Și o bijuterie muzicală, Bertie Higgins, Casa Blanca. Our love story will never
Am adus în atenția dumneavoastră coralul, această piatră semiprețioasă, organică, o informație despre această piatră ce provine dintr-o minune a naturii, dacă o pot numi așa, reciful de coral. Nu multă lume ajunge să le vadă în mediul lor natural, însă multă lume are ocazia să poarte acest coral, pentru că piatra care se confecționează din coralul luat de pe fundul mărilor și oceanelor este foarte frumoasă și benefică, pe cât e și de frumoasă. În compoziția chimică, coralul e un carbonat de calciu, dacă vreți să o luăm pe partea chimică. Din punct de vedere chimic și fizic, în natură, luciul sau nu se poate numi astfel pentru că suprafața sa este foarte poroasă. Piatra de coral are culoarea coralului din natură și poate fi întâlnită în nuanțe de alb, roșu, roz, considerate regele coralilor fiind negru. Aspectul poros și greutatea acestuia este influențată de această piatră. Chiar și șlefuită este ușoară. Ba mai mult, în comparație cu alte pietre, este caldă și plăcută la atingere. Ce spune legenda despre coral? În erele antichității, coralul era considerat piatră purtătoare de puteri talismanice, atât de puternice încât nu mai avea nevoie nici măcar de inscripții sau simboluri caracteristice a acestui talisman. Ca să arate cât e de puternică, piatra de coral era folosită în vrăjile contra focului și naufragiului. Are puteri foarte mari în aceste domenii. Romanii considerau coralul un talisman al copiilor, care îi păzea de lucruri rele, dar și credeau în diagnosticarea unui bolnav prin schimbarea culorii. Se credea că ferestre posesorul de mușcături de șarpe. Egiptenii îl venerau la fel de mult și pe ei îi ferea la fel de mult tot de mușcătura de șarpe. Toate pietrele semiprețioase, cum am mai spus, au legături strânse cu astrele. Se constată că piatra de coral își declanșează puterea benefică asupra persoanelor din zodia Berbec, Taur, Balanță și Pești. Mai exact asupra persoanelor născute în lunile februarie, aprilie, octombrie și noiembrie. Ca și planeta guvernatoare Marte, este cea care domină coralul. Beneficiile pe care le are coralul asupra purtătorilor, aș putea spune că toate culorile au rol protector puternic asupra tuturor. V-am spus că protejează împotriva câtorva lucruri, dar și a accidentelor și a jafurilor. Fiecare varietate de coral are beneficii în plus față de ceea ce tocmai v-am povestit. Coralul alb vă protejează în călătoria pe mare, cel roz poate aduce iubirii platonice și prietenii, coralul roșu de natură pozitivă, deoarece stimulează creativitatea și pasiunea într-un cuplu, și coralul negru, regele coralilor, așa cum l-am numit mai devreme, absoarbe energiile negative și ne conferă pace sufletească. Cu așa beneficii, titulatura este perfect acordată. Eu am să vă ofer Guns Roses, Don't Cry.
too softly. There's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something's changing inside you, and don't you so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Speranța că emisiunea mea v-a plăcut și a fost benefică, mai ales pentru faptul că am vorbit despre impresionanta barieră de corali de pe fundul oceanelor și a mărilor, îmi iau la revedere de la dumneavoastră, doar de la această emisiune, pentru că vă mai aștept și la altele. Sunt Gabriela Costescu de la Sighișoara. Fundalul muzical al acestei emisiuni mi-a fost oferit de impresionabila muzica lui Gheorghe Iovu, pe care am avut plăcerea să-l cunosc înainte de sărbătoarea Crăciunului la Sebeș,
la lansarea de carte a prietenei mele, Mariana Moga. Acolo am întâlnit foarte mulți prieteni care s-au bucurat de sensibilitatea vindecătoare a muzicii lui Gheorghe Iovu. Așadar, de la Sighișoara, vă salut, vă îmbrățișez, o noapte bună!